Asta să facem friptură de iepuraș și o să avem nevoie de 600 de grame de iepure. O să avem nevoie de 3 căței de usturoi, rozmarin, frunze de salvie, 3 roșii, 60 de vin și 60 de ulei, piper după gust și sare. Acum într-o tigăiță o să punem iepurașul, cărnița de iepure. Punem și plămânul și inimioara. O să condimentăm cu sare, după gust, cu piper. Să condimentăm bine totul. O să adăugăm rozmarinul, frunzele de salvie și usturoiul. Adăugăm și roșiile, uleiul. Vinul. Acoperim cu un capac și dăm pe foc. Iepurile este aproape gata. Putem să întoarcem. Verificăm dacă este nevoie de apă. Întoarcem. O să adăugăm și puțin apă. Punem capacul și lăsăm să se facă. Fripturica este gata. Iată ce bunătate. O bunătate. Sper că rețeta v-a plăcut. Eu vă doresc multă, multă sănătate. Vă aștept și pe canalul meu de YouTube, unde am peste 350 de rețete dulci și sărate pentru toate gusturile. Vă doresc o zi frumoasă, la revedere, vă pup dulce pe toți!